Deputatul giurgiuvean Nicolae Florian a poposit pentru câteva zeci de minute ieri după amiază în jurul orei 17 pe un teren de minifotbal din Giurgiu, acolo unde s-au desfășurat câteva meciuri între echipele alcătuite din arbitri și observatori ai fotbalului din județ. Parlamentarul giurgiuvean a felicitat participanții la întrecerile organizate de Clubul Sportiv Constelația și Asociația Județeană de Fotbal pentru susținerea fotbalului și inițiativele lor. Reprezentanții arbitrilor și ai observatorilor giurgiuveni au primit în semn de mulțumire minci din partea lui Nicolae Florian. În primul rând vă felicit că reprezentații sportul giurgiuvean și vă antrenați. Este foarte important pentru susținerea fotbalului giurgiuvean. Eu vă stau alături și îl felicit pe domnul profesor și pe voi pentru tot ceea ce întreprindeți pentru sportul și fotbalul giurgiuvean. Observatorii, termin. Noi vă mulțumim. Și uitați aici pentru aici. Întruniți pentru partidele de fotbal de ieri, arbitrii și observatorii giurgiuveni au stabilit componența echipelor care se vor antrena și vor participa la o viitoare competiție. Este vorba de întrecerea fotbalistică ce se pregătește cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal și participarea, alături de arbitrii și observatorii giurgiuveni, a omologilor din județele limitrofe.